Bă, sunt în cucugol. Pă bune, mă pregătesc să fac baie și sunt în cucugol. Asta e. Costumul de piele al lui Adam. Al dracu purta piele. Bă, hai să ne gândim la o invenție șmecheră. Mă duc la sex shop. Gagica dă și mie pula mea pulă de vier. Ce vrei, mă? Pulă de vier! Păi cum? Dă-mi un prezervativ. Oricum eu nu o fac fără... Eu nu o fac cu prezervativ, că mă strânge de pulă. Da, acum o comit. Vezi ce vrei? Pulă de vier. De ce? Cam o gagică pretențioasă și mie gura apă în las. Și atunci ce faci? Păi n-avem pulă de vier. Avem cu nervuri nervoase. Și cu alea și cu țepi și cu pula mea bile. Da, te fă în pula mea. Hai să o inventăm. Bă, o facem așa în spirală. Băgăm niște bile de-alea. Și când se mișcă aia așa pula în pizdă, se mișcă și bilelele. Și ca și cum ar fi pulă de vier. Sau facem prezervativul cu un material plastic care are memorie. Da, îl tensionăm la anumită temperatură și când intră la 37 de grade în pizda lui aia, plus că se mai face frecare 38, se dilată pula. Și îi place la gagică. De ce să nu-i placă? Și de ce să nu-mi placă și mie? Adică cum adică? Vrei prezervativ de protecție a pulii? Bă, dar unde e plăcerea? Ce te în pula mea? Bă, sunteți proști, să-mi pula. Au început aia cu mațe de oaie, îi trăgea pe pulă, ciorapi, după aia prezervative cu... Bă, sunteți penibili. Ca alea, materialele cu memorie la temperatura normală, îți dai seama că nu o să ajungă aia la 38 de grade. De fapt, poate să ajungă. Se umflă ăla. Există riscul ăsta. Că am văzut 42 pe afară. Îl ții și tu la frigider. Te-ai în pula mea de scârbă. Pa!